Premierul Ludovic Orban și ministrul Sănătății Nelu Tătaru vor da explicații în Parlament despre măsurile luate pe durata stării de urgență și pentru combaterea crizei provocate de pandemie. Decizia a fost luată astăzi de biroul permanent al Camerei Deputaților. Colega mea, Mădălina Mihalache, vine cu mai multe informații. Mădălina, bună ziua! Când vor avea loc aceste audieri și ce așteptări sunt de la Orban și Tătaru? Bună ziua din nou, Nadina, bun găsit tuturor. Luni va fi prezent în Parlament Nelu Tătaru, ministrul Sănătății. Deja i-a fost formulată o invitație în acest sens, după ce decizia s-a luat în cadrul conducerii, în ședința conducerii Camerei Deputaților, la propunerea celor de la USR. În primul rând, vor alege să afle de la ministrul Sănătății care vor fi măsurile care vor fi relaxate după data de 15 mai, dar și ce măsuri vor fi menținute după ce încetează starea de urgență pe teritoriul țării noastre, iar cei din opoziție vor să-l întrebe pe ministrul Sănătății Nelu Tătaru de capacitatea de testare din țara noastră, pentru că sunt nemulțumiți de faptul că se testează foarte puțin în România. Pe data de 18 mai, practic la diferență de o săptămână, va fi chemat și premierul Ludovic Orban. De la premier este așteptat să prezinte în fața deputaților planul de măsuri economice, planul pentru repornirea economiei, despre care au tot discutat cei din Partidul Social Democrat, mai ales pentru că au cerut cei din opoziție ca guvernul să vină cu acest plan de redresare economică. Mulțumesc, Mădălina!